În comuna Bistra a avut loc de curând lansarea cărții Bistra Legendară. Poveștile adunate de la localnici au fost aștenute pe hârtie de scriitorul Mircea Grindean Arieș, discutând cu 24 de persoane de vârsta a treia din comuna Bistra, care au împărtășit legendele și miturile acestor locuri. Lucrarea conservă 4 nivele de cultură, informația în sine, limbajul local, opiniile personale despre subiectele relatate și creativitatea localnicilor în recompunerea poveștilor și povestirile locale. Bistra Legendară are peste 300 de pagini, fiind susținută financiar de bugetul local al comunei Bistra.